Moment marcant în dealul Arsenalului. A fost oficiată prima slujbă la Catedrala Mântuirii Neamului, chiar de Patriarhul Daniel. Mii de oameni au asistat la ceremonia religioasă. Sper cât mai curând să fie gata și să venim și la sfințire. A fost o slujbă dumnezeiască, cu un har dumnezeiesc. În primul rând, eu nu cred că cineva dintre noi va uita aceste momente minunate. Cum vi se pare? Mare. Impresionantă, nu? Frumoasă, da, da. Frumoasă. Din păcate nu prea sunt bani să se termine. Da, așa este. Ne ajută Bunul Dumnezeu. Da. În interior nu s-a finalizat până acum nimic. E vorba de... Se dorește ca la 1 decembrie 2018 să fie sfințit altarul viitoarei catedrale naționale. În jurul acestei viitoare catedrale vor fi situate 4 alte clădiri adiacente. Una dintre ele va deservi servicii medicale pentru persoanele defavorizate, va exista un centru de conferințe, un centru pentru pelerini și, bineînțeles, un muzeu al creștinismului românesc. Până în acest moment s-a cheltuit din suma necesară de 80 de milioane de euro pentru catedrală, s-au cheltuit aproximativ 50 de milioane. La slujbă au fost prezenți credincioși veniți din toate colțurile țării. Construcția catedralei a fost începută în anul 2007 și se preconizează finalizarea lucrărilor peste circa un an și jumătate. În ultima perioadă, Patriarhia Română a cerut ajutor financiar primăriilor din capitală pentru continuarea lucrărilor de construcție. Primăria Capitalei a alocat deja 15 milioane de lei în acest scop.